Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus. Pei. Invitatul meu din această seară, așa cum vă anunțeam încă de la emisiunea de seara trecută, este domnul Gheorghe Tănăsescu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Buzău. Bună seara, domnule Tănăsescu, și vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Să rămâne și eu vă mulțumesc pentru invitație și vă rog să-mi permiteți, pentru că începând cu 1 martie și până pe 8 martie, sărbătorim fiecare dintre noi, fii, fiice, soții, și e bine ca să le urăm o primăvară frumoasă, multă sănătate, bucurii și să aibă încredere în soți, în prieteni, în iubiți și să lase la o parte orice răutate în această perioadă și nu numai. Un sfat bun de luat în seamă, domnule Tănăsescu, da. Și care nu face decât să aducă liniște în casă. Foarte bine punctat. Domnule Tănăsescu, mărturisesc că m-a determinat să vă sun mai repede decât îmi propusesem un telefon pe care l-am primit de la o doamnă. O telespectatoare mi-a dat un telefon într-o zi și mi-a ridicat tot felul de probleme constatate de domnia sa la asociația din care face parte. I-am promis că vă voi invita, că vom discuta aici despre problemele despre care dumneaei vorbea, dar și despre altele. Mai mult decât atât, la emisiunea de seara trecută în care a fost invitată reprezentanta Societății de Salubritate, au sunat cetățeni și au întrebat dacă există posibilitatea să nu mai plătească gunoiul la Asociația de Proprietari, la casierie, și să plătească direct la RER. Iată că sunt destul de multe probleme. Am aici două scrisori pe care dumneavoastră le-ați primit și o să discutăm și despre punctele ridicate aici. Sunt, iată, destul de multe probleme, dar este și normal să fie, atâta vreme cât lucrăm cu oamenii, cât se ivesc tot felul de lucruri. Pe unii îi mai și nemulțumesc. Cam care sunt principalele sesizări cu care vă confruntați noastră acum, în această perioadă? Deci, principala sesizare, principalele sesizări care au apărut sunt legate de sistemul centralizat de încălzire. Spun acest lucru pentru că s-a făcut un fel de vâlvă, să-i spunem așa, că se va scumpi, că se va desfința sistemul centralizat. Foarte multe persoane care mi-au scris, inclusiv prin la telefon, solicită ca să intervenim prin orice mijloc să aducem la cunoștința autorităților locale că acest sistem centralizat, odată făcut, și nu l-am făcut noi, s-a făcut cu mulți ani în urmă, să nu fie desființat. Într-una din scrisorile care le-a trimis o distinsă doamnă profesoară, care am identificat-o, vorbește în finalul acelei scrisori că dumneai are votul la 15.000 de oameni care au rămas în sistemul centralizat și solicită ca acest sistem să rămână în continuare. Și ne dă inclusiv factura pe luna ianuarie cât a plătit cheltuielile de căldură și de întreținere. Dumnezeu spune că cu pensia pe care o are, deși a lucrat, dacă spune că este profesoară, a lucrat în învățământ, nu poate să amortizeze o centrală termică nici în 6 ani. După care urmează alte intervenții pentru verificarea acestora și implicit la 10 ani trebuie schimbată. Zici, este foarte, foarte, foarte... Dumnezeu dorește un sistem constant de căldură în apartament, nu fluctuații. Foarte bine punctat. Am văzut aici părerea domniei sale, însă, domnule Tănăsescu, întrebarea mea este, își vor permite buzoienii să mai plătească începând de anul viitor, să spunem, căldura, dacă nu va mai fi subvenționată din partea primăriei?
În a doua scrisoare, persoana care a făcut a spus că trebuie să mediatizăm foarte corect această problemă. Chiar să facem un referendum la nivel național, local, și să vedem ce spun oamenii în legătură cu acest lucru. Eu fac o paranteză aici. Deci noi plătim gigacaloria de 184,25 de lei din noiembrie 2006. Când salariul minim pe economie atunci era 330 de lei. Deci l-am suportat. Acum că s-a ajuns la 1450, îl suportăm. Deci să poate căuta să-l mai mărim, cel puțin să ne ducem cum are și Focșaniu. Focșaniu are la 255 gigacaloria. Dar am văzut o emisiune, nu la dumneavoastră, pe Campus, pe Focus, la Focșani. Deci în partea extremă a Focșani, în bariera Brăilei, s-a ajuns la 1100-1200 de lei căldura pe luna ianuarie. Din câte am discutat cu factorii de decizie în cazul RAM Buzău, aceasta și care personal o verific în fiecare zi la punctul termic care deservește asociația de proprietari de care fac parte, noi avem acum cam în jur de 42 de grade care ne intră căldura la blocuri. Deci s-a diminuat. Acum două săptămâni când am fost invitat tot la dumneavoastră la Campus, există posibilitatea ca la vane, în subsolul tehnic de la fiecare bloc, există robinet pentru a putea să o mai închidă. Dar trebuie avut în vedere ca agentul termic să asigure încălzirea până la etajul 9 al imobilului. Că atunci nu poți să-l lași pe cel de la etajul 9 cu o căldură mai puțin. De asemenea, unii sunt pe sud, alții sunt pe nord. Bate sau nu bate soarele? Bate sau nu bate soarele. Deci ăla pe sud zice mai închideți-o, ăla pe nord zice dă mai tare. Deci aici sunt și mai există cealaltă parte, anveloparea blocurilor. Deci eu vreau să vă spun că 25-30% din căldură se datorează și acestor anvelopări. Vreau să vă spun că în cadrul asociației am 16 blocuri, toate sunt anvelopate. Mai sunt mici excepții care n-au avut posibilitatea atunci, dar și le rezolvă pentru că au văzut cât plătesc, nu numai în sistemul centralizat, mă refer și la cei care au centrală termică, deci trebuie să-i dea drumul la maxim. Nu vreau să ascund, dar am văzut factură la gaze, două facturi de fapt, am văzut în luna decembrie 860 de lei, iar în luna decembrie 940. Deci apartament cu trei camere, cu încălzire, cu centrală. O să tragem concluziile acestei discuții și vom vorbi și despre această anvelopare despre care vorbiți noastră, dar după ce preluăm un prim telespectator care dorește să intre în legătură telefonică cu noi. Alo, bună seara! Să rămână, bună seara! Vă ascultăm! În ultimul timp ne-am obișnuit să distrugem și să stricăm ceea ce este bine făcut. Acum, asta este, dacă trebuie desființat și ramul, să-l desființăm. Dar măcar să fim anunțați din timp și să vedem cu ce ajutoare vin cei care vor să desființeze pentru cei care sunt neputincioși și trebuie și ei să se încălzească. Nu au sursa financiară să-și iau o centrală sau, mă rog. Dumneavoastră aveți centrală acasă sau sunteți la sistemul centralizat? Sunt la sistemul centralizat și sunt destul de mulțumit. În cât timp v-ați permite să cumpărați o centrală și nu asta este problema? Problema este să o aveți instalată, pentru că știm cu toții că aici e marea problemă. Nu, eu îmi permit, dar sunt multe persoane care nu-și permit și ar fi nu știu cum să,
să mă exprim, să fie anunțați prin luna lui octombrie anul acesta că, vedeți, Doamne, se desființează ramuri. Spuneți că vă permiteți o centrală de apartament. Ce v-a determinat să rămâneți până acum la sistemul centralizat? Pentru că sunt mulțumit de ceea ce am primit de la sistemul centralizat. Și de ceea ce ați plătit. Da, absolut. Mi-aș băga și o centrală, dar cred că este bine să rămân tot la fel. Nu știu ce or să facă cei cu școlile, cu liceile. Vreau să vin și cu o completare pe lângă problema care este dezbătută. Mă refer la mizeria care a apărut acum, cumulată de pe timpul iernii, prin zonele limitrofe Buzăului. Deci s-a strâns, a fost acoperite de zăpadă, vegetația nu există și se văd o serie întreagă de peturi, hârtii, celofane, pampers. Asta e realitatea, în loc să-i ducă la gunoi, aruncă cu sac cu tot sau cu pungă cu tot pe marginea drumului. Da, e într-adevăr o problemă reală. Am sunat la garda de mediu și să-i expun problema din zona de unde am venit eu, de la Pote la Badupaș, la intrare în Buzău, dar nu numai, că am luat-o pe toată varianta și este la fel. De la garda de mediu mi-a zis, da, care este problema mea, dacă sunt acele... Le-am dus și noi imagini, să știți. Le-am dus și noi imagini. Am sunat și la cabinetul doamnei prefect, mi-a răspuns și de acolo cineva. Am spus ce răspuns am primit și de la garda de mediu și, bineînțeles, aștept să văd ce măsuri se ia. Dar cei care sunt la beneficiază de acel ajutor social, aceia ar trebui expuși la lucrurile astea și să înceapă să facă o curățenie de primăvară. Pentru că dacă ar veni cineva din afară și ar vedea periferia municipiului nostru, cred că n-ar mai veni niciodată. Da, o propunere foarte bună. Vă mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Iată, domnule Tănăsescu, o primă părere cu privire la ce înseamnă sistemul centralizat și cât sunt de dispuși sau nu buzoienii să renunțe la acest sistem. Înțeleg că și semnalele venite către dumneavoastră tot cam așa sună, iar telespectatorul nostru este un caz fericit că își permite o centrală de apartament, însă nu a dorit să renunțe până acum la sistemul centralizat pentru că este foarte mult. Vorbeați la un moment dat despre anvelopare a blocurilor. În urmă cu câteva zile l-am avut invitat aici în studioul Campus TV pe domnul primar al municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, și unul dintre telespectatori chiar i-a adresat o astfel de întrebare în sensul că dacă se va accesa un fond ceva pentru anveloparea blocurilor, domnia sa a spus că da, dar e o mare problemă aici pentru că dacă un singur locatar din bloc nu este de acord, atunci nu poate intra în program blocul respectiv. Așa este. Deci s-a mai încercat această problemă cu anveloparea prin cadrul primăriei să acceseze fonduri. Nu s-a putut rezolva. Oamenii totuși au înțeles și s-au făcut aceste anvelopări cu sursele proprii ale dumnealor. Pentru că există și firme care caută 3-4 rate ca să poată să fie suportată cheltuielile pentru anvelopare. Dar revin la problema aceasta pentru că intră tot în beneficiu fiecărui proprietar. Deci e căldura mult mai mare, deci 25-30%. Poate să, dar să fie făcută cu simț de responsabilitate. Sigur că da. Mai avem un telespectator în telefon. Alo, bună seara! Bună seara, sunt Româna și bună seara domnului. Bună seara, vă ascultăm. Locuiesc pe Unirii Nord și avem locatarii și de aici, am și colegi pensionari din alte scări. Domnule președinte, ce putem să facem cu firmele astea de publicitate care ne blochează, domnule, cutiile, domnule? Nu mai avem loc de un aviz, de un factură.
nu se mai poate. Am discutat cu băieții și nu putem să facem absolut nimic. Ne trezim cu cutiile pline, cu 3, 4, 5 rânduri de pliante, domnule. Ce se poate face în cazul acesta? Da, am înțeles. O să-i dau voie domnului Tănăsescu să vă răspundă. Eu am văzut o rezolvare a unei astfel de probleme chiar la blocul în care locuiesc părinții mei aici, în cartierul Micro 3. Vecinii părinților mei au montat, vă mulțumim pentru intervenție și imediat o să vă permit și dumneavoastră, domnule Tănăsescu, vecinii părinților mei, la intrarea în bloc, au montat o cutie încăpătoare din metal, chiar pe lateral peretelui la intrare în bloc, vin firmele de publicitate, așează acolo pliantele și pleacă. Asta în condițiile în care au înțelegerea cu poștașul să sune și îi se deschide pentru a-și pune corespondența în poștă. Există și altă soluție, domnule Tănăsescu? Pot fi reclamați? Pot fi opriți în vreun fel? Nu. Deci au acest drept de publicitate. În schimb, chiar vă invit să faceți un reportaj la blocurile din cadrul asociației, prin care, deci la cutiile poștale, s-a mai făcut ca o măsuță. Ca un fel de măsuță, unde domnile lor vin și pun publicitatea. Deci ca să nu... persoana respectivă are perfectă dreptate. Dumnealui primește corespondență, primește un ziar sau asta, dacă a băgat și publicitatea, nu mai are loc. Deci acele polițe puse sub cutiile poștale poate să-și pună publicitatea. Și fiecare om vine și ia de acolo. Da, chiar o să le filmăm și vedem cât sunt de utile săptămâna viitoare. Poate astfel dăm idei și altor proprietari, pe de o parte, iar pe de altă parte mă gândesc că nu vor mai pierde atât de mult timp nici cei care aduc aceste pliante să bage în fiecare cutie poștală, le așează acolo și fiecare om își ia. De altfel o să vă mai arăt și un alt stil de publicitate. Pentru că am accesat o firmă de publicitate care dă aspecte din tot Buzău pe parcursul a 2-3 luni, care ne plătesc pentru publicitatea făcută. Deci au niște panouri speciale care sunt puse pe casa scării și pun pliante acolo. Ne plătesc, avem un contract cu asociația. Deci eu vreau să vă spun că eu caut să câștig bani din orice. Pentru că aceste venituri care vin și intră în fondul special al asociației de proprietari. Orice bănuț se adună acolo și putem să scădem din alte probleme sau să îmbunătățim partea comună a blocului respectiv. Și în felul ăsta l-aduceți pe Moș Crăciun iarna pentru toți copiii din cartier. Aia este o datină care trebuie păstrată și chiar o recomand la multe asociații din muzeu. Care își permit. Facă. Care își, nu, de, deci eu v-am spus, deci bani prea mulți nu am cheltuit pentru că am găsit sponsori care, nu știu dacă au venit numai pentru mine. Și mânați și de spiritul Crăciunului, exact. și pentru dumneavoastră, și pentru oamenii din cartier, și a ieșit o minunăție acolo. Mai avem un telespectator în telefon. Alo, bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Vreau să îi pun o întrebare domnului care e lângă dumneavoastră și invitatul meu, domnul Tănăsescu. Da. Vă ascult. Așa, mulțumesc, să-l văd la față. Vreau să-l întreb așa, dumnealui ține cu asociațiile de proprietari sau cu proprietari din asociație? Bună întrebare! Deci, în primul rând, sunt ales de proprietari și trebuie să țin cu dumnealor. Bun. Asta este întrebarea și mi-ați răspuns corect. Atunci, dacă dumneavoastră țineți cu proprietarii, pentru că v-au ales, întrebarea următoare este, de ce nu dați interesul proprietarilor? Pentru că cei care au centrală proprie în apartamente plătesc degeaba la RAM, cheltuielile comune atâta timp cât șefile din
apartamentele lor trec prin apartamentele lor și vreau nu plătește chirie și sunt și izolate și nu emană niciun fel de căldură ca să poată să plătească. Și Ramul încasează bani, iar dumneavoastră nu faceți absolut nimic pentru ca să țineți cu proprietarii care v-au ales. Bună seara! Mulțumim! Domnule Tănăsescu, aici nu este vorba despre o reglementare legislativă, cea cu țevile care trec în apartamente? Deci, domnul a spus-o foarte corect. Dar a început bine și a terminat puțin mai bine. Dacă domnia sa se duce la asociația de proprietari și întreabă pe domnul administrator sau administrator sau pe președinte, dați-mi și mie când s-a făcut ultima inventariere a țevilor pe verticală și plasele de la subsolul din blocul respectiv. Țevile care sunt, dumnealui când a cumpărat apartamentul, le-a cumpărat cu țevi. Da. Dacă și-a pus centrală și domnia sa locuiește la etajul 3 și cel de la etajul 5 sau 4, ăsta are, e la sistemul centralizat, nu poți să-i tai țevile. Corect. Domnia sa că și le-a izolat. Cum și le-a izolat? Perfect. Sau astea, inventarierea nu o face asociația de proprietari. O face cei care sunt specialiști din cadrul RAM Buzău. La solicitarea asociației de proprietari, domniile lor vin și fac constatarea la fața locului. Și e posibil să aibă perfectă dreptate. Îi se scoate și nu mai plătește căldura pe țevile care sunt în apartament, care nu beneficiază de ele. Dumneavoastră și în asociație ați făcut acest lucru? Inventarierile se fac de fiecare dată când se schimbă ceva într-un imobil. Dacă cineva și-a pus anul trecut, spre exemplu, și-a pus centrală termică, automat se face reinventarierea în apartamentul respectiv. Deci pentru aici că mai e vorba și de interesul este pentru că proprietarul vine și spune, zice, domnul președinte, dar de ce m-a spus să plătesc atâta? Domnul, când ai pus centrală termică, ți-ai luat și obligația ca să soliciți să vină să-ți facă reinventarierea elementelor pe care le ai în apartament. Deci este și sația lor. Da, corect. Mai avem un telespectator care dorește să intre în legătură telefonică cu noi. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Dumneavoastră și lui domnul Tănăsescu. Vă ascult. Am și o întrebare pentru domnul Tănăsescu. În ce privește un vecin la bloc, aici a făcut reparații. Reparații, curățenii, mi-a stricat baia și mi s-a crăpat tavanul, gletul, sărarea și la vreo 3-4 zile m-a inundat. Unde pot să mă duc să mă adresez să-mi caut și eu dreptatea pentru recuperarea recuperarea pagubii de aici? Da, lămuriți-ne un pic. Vecinul noastră de deasupra a făcut reparații și v-a adus prejudicii dumneavoastră și după aia v-a și inundat. Da. Am înțeles. Mulțumim tare mult. Unde se poate adresa domnule Tănăsescu? În primul rând se adresează la asociația de proprietari. Președintele și cu administratorul merge la fața locului, încheie un proces verbal de constatare, inclusiv și cu fotografii. Dacă domnia sa este și asigurat, e și mai bine. Să presupunem că nu e. Nu e. Bun. Legea 230 spune foarte clar. Orice proprietar care aduce atingere sau provoacă stricăciuni celuilalt proprietar din condomeniul în care locuiește, cu propria cheltuială îi repară stricăciunile din apartamentul respectiv. Cine îl poate obliga? Pe cine? Pe cel care strică. Asociația de proprietari. Asociația de proprietari merge la fața locului, constată ce s-a întâmplat, întocmește un proces verbal și se aduce la cunoștință și este obligat să plătească. Și dacă nu plătește? Trebuie să plătească. Ei se pune pe lista de întreținere. Toate daunele și omul și le rezolvă, vine cu bonuri fiscale și cu toate facturile și îl pune pe lista de plăți. Da, foarte
foarte interesant. Este, dar, această... dar nu putem să lăsăm un om, adică să-și bată joc de proprietatea lui. Corect? Corect. Nu. Și uite, așa vedem și ajutorul Asociației de Proprietari, de care ar trebui să beneficiem fiecare dintre noi. Asociația de Proprietari este liantul între fiecare proprietar. În unele cazuri ar trebui să fie și nu prea e chiar mereu. Da. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră, dar în primul și în primul rând o să rog pe domnul Tănăsescu să-mi arate care e cartea de căpătâie a domniei sale în care deci mi-o arătați chiar acum. Cartea administratorului. Cartea administratorului, Asociația de Proprietari. Se găsește la librării? La toate chioșcurile din fața primăriei găsiți această carte. Și multe dintre întrebări își vor găsi răspunsul acolo. Absolut tot ce există în legile care trebuie respectate de asociație de proprietari, le găsiți în cărțurie. Genial! Scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția.